Înțeles noi, doamnă, toată lumea, știți bine, vineri, din păcate, vorbea despre faptul că Denisa e rău de tot, că nu se știe câte zile o mai duce. Că rudele se pregătesc de mormântare. Exact, exact. Noi ne-am speriat foarte tare. Iar niciodată acum aflam, nu. Noi nu am făcut așa știm, ceva. Știm asta, dar acum am aflat că a fost externată și merge peste tot. Să întâlnească diferiți medici, să găsească o variantă. Asta am vrea să știm și noi. Ce au zis medicii la externare? Este mai bine sau de ce au externat-o? Pentru că asta a externat ca să ajungă la domnul doctor acesta moldovan, să încerce și altceva, să mai încerce ceva. Adică au externat-o cumva pe semnătura, a fost dorința ei, că și asta da, e important. Da, da. Bănuiesc că medicii nu vreau să-i dea drumul să plece, nu? Dar să știți că sursele noastre spun pe de-o parte că cei de la Drăgășani ar fi făcut ceva pregătiri. Și niciodată, nu niciodată. E adevărat asta. Nu. Și la fel... Sunteți bunuri, doamna Diana, nu. Da. Da. Și la fel că și dumneavoastră nu putem nici noi, nu acceptăm, că e tânără. Și am văzut că se face speculații că ar avea 25 de kilograme. Nu este adevărat. Nu e adevărat? Are... Da, bun, deci oamenii care au văzut-o, într-adevăr, au fost șocați de schimbare. Da. E și normal că boala e cumplită. Înțelegem că confirmați ceea ce a spus și sora dumneavoastră la Acces Direct, și anume că corpul ei este plin de tumori în acest moment. Știți care e treaba acum, toată lumea spune. Dar care e adevărul? Păi și care? Nu e bine pentru noastră, dar... Adevărul care? Pentru noi, că știți cum e, nu poți să spui așa unui copil de 27 de ani. V-am mai spus și mă repet, în condițiile în care ea ne roagă tot timpul să nu-i spunem ce are. Deci ea nici la ora asta nu știe ce are? Doamne, sau știe și nu vrea să accepte? Da. Este o fată citită și documentată. Eu am înțeles că știe exact despre ce este vorba. Doamnă, dacă îmi permiteți un sfat. Și vi-l dau tot din suflet și este obiectiv. Da. Tratați-o ca pe o fată în curs de recuperare, da? În covalescență. Încercați să nu plângeți în preajma ei, încercați să niciodată, vă schimbați mimica. Niciodată nu am plâns. Niciodată, din contră, pe mine săptămâna trecută nu m-a preferat că a spus că am ochii triști. Deci, într-o altă dată, prima oară când am descoperit că e bolnăvioară, a zis că se face bine să nu mai strângem din... buze, nici eu și nici Liviu. Vă dați seama că niciodată n-am plâns. Da, eu deci vă spun niciodată că n-am plâns între ea. Sufletești sunt diverse, știți? Ea are trei sufletești extreme, da? Am învățat să ne abținem, și doamna, atunci este mai foarte trecut. Important să o țineți ocupată, doamna. Bineînțeles, când vrea să odihnească, mulțumesc, trebuie să odihnească, dar nu o lăsați singură. Și trebuie să fie foarte multă voie bună în jurul ei. Bineînțeles, nu trebuie acum să-i puneți muzică, dar... Puteți să o antrenați în diverse jocuri sociale, da? Puteți să jucați cărți cu ea, puteți să vorbiți despre lucrurile care îi plac, da? Pentru că și așa vede deja stadiul la care s-a ajuns și din da, da. Nu, de câteva, de vreo săptămână nici măcar nu mai intră prea mult pe telefon. Doamnă, dar eu am vorbit și cu Liviu zilele trecute și vorbeam despre dorințele Denisei. Chiar i-am sugerat cumva lui Liviu să o întrebe ce dorință ar avea ea acum, după ce se face bine și iese din spital. Ați apucat să o întrebați dumneavoastră sau Liviu? Nu, că Denisa e un copil deștept și nu pot să o întreb să intre în panică. Chiar nu am îndrăznit să întreb. Păi nu, legat de ceea ce îi face ei plăcere, că n-are de ce să intre în panică. Nu știu. Poate fiind atât de mult internat în spital, își dorea și ea să se ducă undeva, să meargă la o biserică, tot vorbeam despre credință, păi, sau știu și eu. Da, am vorbit despre lucrurile astea și normal frumos, că da. Doamna, își dorea să meargă la țară sau își dorea să vină de multe ori a spus că aș vrea să vin până la Caracal, dar na, la mine, de unde sunt eu, își dorește lucrurile astea, dar... Puteți să-mi spuneți, doamnă, ce mănâncă, nu știu, de la externare, cam ce alimentație are? Mănâncă foarte, foarte puțin, că ea o perioadă n-a mâncat nimic și acum mănâncă suc. Astăzi a mâncat ciorbă de legume, brânză topită, foarte, foarte puțin. Da, legenda aia că la un moment dat, ca să se testeze dacă merge sau nu merge, i s-a dat de mâncare mici, este adevărată? Astea toate sunt legende, am auzit, dar eu condamn pe cine a adus mici. Eu într-o zi am fost acolo și erau mici în casă și miroseau și ea, de când s-a îmbolnăvit,
când o întrebam ce ar mânca, spunea că ar mânca un mic. Am înțeles că totuși, la un moment dat, cineva dintre ei i-a dat o jumătate de mic altădată. E vina și a cui a adus în casă, că e așa ca miroase apetisant. Da, a mâncat o jumătate de mic. Da, vreau să vă întreb altceva. N-am văzut. Aș mai vrea să vă întreb ceva după care le las pe colegile mele. Cum e cu povestea aia cu banii dispăruți? S-a mai lămurit ceva între timp? Da, cred că s-a mai lămurit cu banii dispăruți, 80.000 din cont. Noi, știți care e problema? Fata asta era un copil foarte chivernisit. Și, păi și cum a ajuns a făcut facultate, a făcut pe banii ei. Și-a cumpărat casă fără să fie bine, că a specificat și mi-ați amintit, ea nu și-a luat casă pe datorie, și-a luat casă cu bani cash în mână. Deci nu sunt, nu sunt rate de plătit la casă? Niciodată, nu. Aha. Și eu atunci am zis că, na, eu nu știu de ce să zic cu banii, că dacă ar fi... Păi cum e, doamnă? Păi, nu trebuie, doamnă, să ziceți. Spuneți-ne adevărul, vă rugăm din suflet, pentru că oricum știți bine că se află. Noastră poate eu, să protejați pe cineva. Eu știu un lucru și bun. V-am spus și mă repet. Nu a luat banii copilul, băiatul meu. Nu avea cum că... Nu. Dar i-au dispărut 80.000 din cont, nu? Cont, nu, știu, nu știu câți bani a avut. Nu am idee. Dacă chiar i-ar fi dat prietenului ei, cum am auzit-o pe sora mea, i-a dat cu bună știință să-și facă ei afacerea lor. Pentru că ea foarte, foarte mult îl iubește și îi zice soțul meu. Deci există informația că ar fi dat, că iubitul i-ar fi luat banii, dar întrebarea e de ce să-i fie iubitul banii dacă iubitul e milionar? Păi poate i-au unit împreună banii ca să facă ceva, nu știu, de ce să zic, e o părere, revin, nu mă pricep și dar nu pot să vorbesc despre banii știe... dacă nu știu ce a făcut cu ei. Dar a pus în zvon. Păi dacă iubitul i-a luat, i-a luat fără acordul ei? Nu, no, niciodată. No. Păi și atunci nu, de unde asta. Povestea asta cu șocul cu banii? Nu, sunt speculații, nu știu cine le-a inventat. Cine le-a inventat o să piară la un moment dat tot pe gura lui, că știți cum se zice. Mai nu era, știu cine. Mai era o legendă care circula că pe la Sfântul Luca, pe acolo, Denisa mai cerea împrumut câte 10 lei, 5 lei de la oameni, că avea nevoie de diverse lucruri pentru că nu avea bani. Vai, deci nu se poate așa ceva. Este imposibil. Nu. Noi vrem să verificăm, de asta vă și întrebăm. Nu. Nu, niciodată, Doamne, nu. Deci, vai, de capul meu, asemenea circ nu merită. Doamna, dar dacă i-ar fi luat iubitul banii, ar mai fi fost atât de îndrăgostită cum e în acest moment, așa cum ne-a zis dumneavoastră? Da, deci eu cred că ei se iubesc foarte mult, nici el nu cred că nu o iubește, pentru că nu e omul pe care să nu-l iubești, Denisa e un copil de aur. Probabil că au vrut să-și facă o afacere, să-și dezvolte împreună o afacere. Eu așa păi și fura banii din cont dacă vrea să facă o afacere. Păi de ce credeți că ar fi furați? Că pentru nu cred. Pentru că asta se spune că i-a avut parte de un șoc în momentul în care a descoperit că nu mai are niciun bani. Cine a spus asta? Cine a spus asta? Toți din jurul ei. Foarte multă lume a spus despre asta. Nu, nici pomeneală, nu cred, nu. Dar deci știți și dumneavoastră că i-au dispărut banii din cont, nu? Nu am spus, am spus că nu i-a luat băiatul meu și nu știu dacă i-au dispărut. Eu am spus că eu cred că ar fi trebuit să mai aibă. Discuția asta la un moment dat a fost în casa noastră, aici, că sora mea spunea că a auzit că i-a dat prietenului ei banii până în sărbători de sărbători și că i-ar fi dat 50.000 de euro să-și deschidă parc auto. Și noi l-am întrebat pe Liviu, e posibil Liviu să fie avut atâția bani? Și Liviu a zis, e posibil că aveam banii de a fost în Australia, banii din trotură de America, ei urmau în iunie să ducă în America acum, dar nu au mai făcut nici viză. Dar nu știu ce să cred, a zis băiatul meu. Nu știu, că și Denisa avea cheltuieli în ultimul timp, că era singură, să-și plătească, îi dădea foarte mulți bani lui sora ei. Habar nu am, eu nu vreau să-mi iau păcat cu nimeni, chiar păi, mi-am spus doar singură? O părere, nu sunt sigură cum era de nimic. Era singură, nu era cu acest băiat, că e de 2 ani și ceva cu el, nu? Este de 2 ani și ceva cu el, dar... Și am zis că este un om înstărit, că are mai multe afaceri, nu? Că o duce bine financiar. Am înțeles și eu de aici, de la dumneavoastră din studio, dar eu nu... Păi nu face parte din familie, că... A zis că vă înțelegeți bine cu el și că nu a fost respins de către familie așa cum înțeleseserăm noi. Adică dumneavoastră nu știți câți bani are băiatul ăsta pe care îl vedeți de atâta vreme? Adică nu, pare o persoană nu, bogată sau nu e mai mărășită? Nu știu câți bani are, așa? Pentru că
La fiecare sărbătoare din casă, noi având 3 nepoței, vă dați seama, aveam onomastici, aniversări, da. Băiatul ăsta l-aducea în casă când era Denisa, dar nu scotea o vorbă, pur și simplu e foarte tăcut, nu vorbea nimic. Și acum, întorcând eu timpul și uitându-mă, zic, Doamne, cât chin pe fata asta să-l aducă în casa noastră, poate el nici nu vroia să vină la noi, nu știu. Dar n-ați întrebat-o pe Denisa? Poate că ei era teamă să vă spună, poate să aștepta la o reacție, cine știe? Sau poate băiatul era cu bun simț. Cristina? Da, vreau să întreb. Doamnă, sunteți rudă, apropiată a familiei. Din câte o știți dumneavoastră pe Denisa, credeți că la un moment dat, în ultima perioadă, putea să fie într-atât de supărată sau să sufere un șoc, așa cum se vehiculează, încât să se îmbolnăvească? Au existat motive? Nu, stai să vă spun. Da, au adus un psiholog. A zis Geta să nu mai vorbesc. Da, a zis sora mea. Da, este firesc în astfel de cazuri, da. Nu, nu cred că a avut niciun șoc, chiar nu cred. Da. Da. A spus că a avut un șoc când a fost Liviu bolnav, dar de atunci au trecut 4 ani. Nu. Da. Mona, mai e ceva de adăugat? Da, am de adăugat că văd că în continuu dă cu medicamente și îl ignoră pe Dumnezeu. Încă o dată eu mai spun în continuu.